Pentru directorul Teatrului Giurgiuvean, Mircea Meionescu, starea de satisfacție avută după încheierea ediției a 16-a Festivalului Teatrelor Dunărene a fost receptată de jurnaliștii prezenți astăzi în cafeneaua artiștilor cu prilejul unei conferințe de presă. La 10 zile după ce Radio România Culturală a dat din plin fiecare zi, având aceste cuvinte, zic eu, de laudă frumoasă, avem o mulțumire cu toți cei care au contribuit la reușita acestui festival, inclusiv la dumneavoastră, mass media din Giurgiu. Acum, sigur, ce a fost, a fost, a intrat în istorie, rămâne cu urile. De la mulțumire, Mircea Meionescu a trecut la expunerea unor motive de îngrijorare generate de perspectiva ca anumite spectacole din actuala stagiune să nu fie jucate din lipsă de interes a spectatorilor sau din cauza stării materiale precare a giurgiuvenilor. Prima astfel de situație ar putea să existe în cazul spectacolului de joi 24 octombrie, Număr pescărușii când vor porci mistreți. Dacă nu vor exista cel puțin 150 de spectatori, piesa nu va fi jucată, a subliniat Mircea Meionescu. Revenim în prim plan, problema, interna problema publicului. Fără de public nu există teatru, iar fără de teatru, cred eu, oamenii sunt mai săraci. Un eveniment teatral care, să sperăm cu toții, nu va fi pus sub incertitudinea desfășurării, ar trebui să fie spectacolul Sirena și Victoria. Evenimentul de la Giurgiu va aduce pe scena teatrului pe soții Ogășanu și în postură de regizor pe Diana Lupescu.